Ramona și Tes nu participă la tascul secretelor, dar uh, au discuții destul de interesante și ele vorbeau despre ispită din nou. Uh, spunea Ramona că asta cu iubirea sau banii uh, e o întrebare puțin greoaie. Au vorbit și despre sumă. Tes spunea că ea crede că este de la 10.000 de euro în sus și Ramona a spus că și ea crede la fel. și... Cele două au continuat subiectul, dar la un moment dat s-a oprit sunetul și a fost mutată camera pentru concurenții care participă la task. Așadar, fetele se așteaptă la o recompensă, un premiu al ispitei de peste 10.000 de euro și nu știu exact pe cine mai bănuiesc pentru că nu n au mai dat, n-au mai făcut nicio speculație, n-au mai dat niciun nume cât timp o, am văzut eu faza pe antenă play.